dezamăgit? Sunt dezamăgit de mine, nu de mine. Asta este, adică ce vrei să-i faci? Dar eu sunt ok. Și la noi se zice combinizon. Da, depinde. Combinizon, dar eu așa-i spun, da, deci eu așa da, știam. Da, combinizon. Eu îl știam combinizon, de asta tot. Da, suntem da. Moldoveni, noi așa vorbim. Băi, chiar, cred că și în magazin tot combinizon. Ai, du-te de aici. Da, cred că din Moldova, cu moltenii scria wow-ă. Literar e combinezon. Combinezon, combinezon, literar, combinezon, asta e. Eu sunt moldovean și am dat-o Gâlșavă pișer. Gâlșavă, da. Dar aia o mai spun moldoveni, adică moldoveni. Zici moldovenii de peste Prut. De peste frații noștri. Da, combinezon. Măi, dar la... Mă duceam așa 5800, cred că. Mulți am certat la televizor și acum am luat-o eu cu ăsta. Asta e viața. Da, uite, Cristina e învățătoare și învață pe copii să spună combi... Nezon. Hai, Cristina, trebuia să te văd. Linii. Combinezon. Bun venit, Cristina. Bine, v-am găsit. Sunt foarte încântată că vă cunosc. Oh, zic bine învățătoare, așa-i? Da, profesor pentru învățământul primar. Dar învățătoare. Deci mai zi-mi o dată traseul tău, Cristina, născută unde? Născută în... În Baia Mare. În Baia Mare. Am crescut la Letca, da. O comună Letca, județul Sălaj. Și am mers la liceu în Zalău. La liceul pedagogic, după aceea am făcut facultatea la Cluj. Și m-am reîntors la Zalău, facultatea de jurnalism. Excelent. Nu e ușor. Auzi, marea bătălie, eu cred că la voi cu părinții, așa-i? Cam da. Mai degrabă decât cu copiii, din ce bag eu de seamă mai nou. Părinții să ia cam care... da. Nu? Tu trebuie să fii în primul rând pe placul părinților, dar din păcate realitatea e că trebuie să fii pe placul elevilor și părinții să accepte dacă e o relație frumoasă între tine și elevii, elevul te iubește, atunci a trebuit să-ți pune piedici. Și părintele să mai accepte exact. Că dacă elevul loază, îi loază, n-ai ce-i faci, adică te da, poți... oricare îi unicare ceva frumos, că îi loază, că nu-i loază, fiecare e frumos în felul lui. Caragiale avea asta cu loază, știi, adică un da. Așa mai băi la... Cum va arăta școala, va arăta mâine țara, zicea Spiru Haret. Da. Și exact așa și e. Doamna așa învățătoare, e. Îi dau bătaie, să știți. Doamne ajută. Să fie cu noroc. Depindeți și voi de cutia asta specială în perioada alegerilor. Urnă. Urnă. Urna scapă turma. Urnă. Perfect. Hai, Cristina. 2 secunde, 400 de lei. Câți ani ai, Cristina? 38. Da, n-ai fost. 38, 37. Las că e bine, zi 30 și gata. Fii atentă, Cristina. La aștia 24 de ani ai tăi, n-ai prins în aripată a patriei. Dar cred că ai auzit. Șoim. Așa. Ăsta e șoimii patriei. Ăștia pe care tu îi duci acum, copiii ăștia de vârstă preșcolară, erau înainte șoimii patriei. Ții minte, Gina? Da, șoimii. Am fost. Ai fost șoim al patriei. Da. Bun. Îți dau un englezism. E noua modă acum. Îmi place. Măi, Mihăiță, combine cum? Combinezon. Combinezon. Până la sfârșit tot repetăm. Combinezon. Cristina, englezism ăsta. Membru în grupurile de motocicliști. Biker. Biker. Mihai, l-ai auzit pe Mihai? Nu. Am scăpat. Mai tare zi. Că auzi că nu te auzi. Am scăpat-o, gata. Da, șoptește mai tare, omule. Nu mă mai... supăr, dacă spune cuvintele, nu mă supăr. Exact, nu se supără deloc dacă îi spui. 1300 de lei. Se mai dau premii la școală, Cristina, că la un moment dat era că... Învățământul primar, nu? Nu. Da. Dacă participă la concursuri extra, dar nu se mai premiază. Adică să nu facă departajarea, da, cum ar veni. Să nu se încurajeze concurența, competiția și așa mai departe, da. Ești așa, între. Și nu ești prea încântată de asta. Eu când eram mic, luam premii. Dacă erai loază, dacă nu, luai un premii. Acum oricum, nu mai voi. Când ajungi adult, tot trebuie să te lupți și cineva să... tot trebuie. Mai bine încep de mic. De mic, da. Că vorbeam de premii. Întâi, doamna învățătoare, că vorbeam de premii. Întâi. Bun. 6 litere, 600 de lei. Părți mici dintr-un tot unitar. Literă. Mamă, cât de mult timp mai ai? 3 minute și 42 de secunde. Acum văd timpul. Ia uite-l. 3 minute. Deci părți rupte, dacă vrei, dintr-o foaie de hârtie. Uite. Bucăți.
Bucăți rupte. L-am știut din prima. Bucăți. N-ai știut-o din prima? Ba da, l-am știut din prima. Da, nu știu ce. Ai și pierdut 200 de lei. Le câștig înapoi. Nu-i nimic. Îi luăm înapoi. Îți dau ceva simplu. Eu spun un verb, tu găsești un alt verb care e mult mai simplu și pe care îl știu și copiii. Oamenii mari spun, de exemplu, a oxida, ceea ce înseamnă, copiii zic... Ruginii. Păi nu, a ruginii. 2800 de lei. Cât ai, Mihăiță? 4400. Așa, vine fata asta, vine doamna învățătoare. O bucur. Puternic. Uite, una din cele patru pietre prețioase clasice. Le-aș lua la rând pe toate. Le-aș lua la rând pe toate. Valoros, că dacă e... Diamant. Asta e unul. Sunt patru. Diamant. 24 de secunde, doamna învățătoare, să le zicem pe celelalte trei. E bun, diamant. Sunt patru pietre prețioase, importante, clasice, valoroase, toate, toate valoroase. Safire, smarald, smarald. O secundă. Cum? Smarald. Diamant, rubin, safir și smarald. Perfect. Uf. M-a luat cu emoție, că mai erau câteva secunde, știi? Trebuia să mai cer una. Da. De ajutor. 3400 de lei. Te apropii de cum îi zice, Mihăiță? Combinezon. Iar îl zicem greșit. Combinezon. Asta-i, mă, Mihăiță, mă. Așa, bravo. Combinezon. Cristina. Dulăpior. Combinezon. Dulăpior cu bunătăți puse la rece. Dulăpiorul are frigider. Era bună o literă. Era foarte bună o literă. Era bună. Minibar. Și am recuperat cele două litere. Foarte bine. Am recuperat bine de tot. 2 din 8, 2 din 9, 2 din 10, Cristina. Tot așa un pic pe logică. Peste care au căzut razele soarelui. Încet. Încet, pe relaxare. Îți dau o literă, doamna învățătoare. Că dacă ne uităm la definiție razele soarelui, literă. Te las să o gândești, că îmi place cum te uiți și numeri literele. Numeri... Literă. Poți să zici, poți să zici și despre o stradă, uite, de exemplu, că poate să fie așa. Și în Zalău, dacă... Încă o literă. Îți mai dau o literă. Sau o direcție spre care sunt îndreptate... Pe... Literă. Nu-i deloc greu. Auzi, care nu se află în beznă. Uite, o stradă care nu e în beznă. Și mai simplu. O literă? Da, literă. O stradă care nu e în beznă. Luminată. E luminată. E luminată, Cristi. Să nu pierd. Mihăiță, tu câți bani ai? 4400. 4300 are Cristina. O literă face diferența.